Valentina Cicate din orașul Cimișlia, o bătrânică singuratică cu o vârstă de aproape 90 de ani, va întâmpina nașterea Domnului acasă, singură cu Dumnezeu. Are în casă o mulțime de icoane, candela aprinsă totdeauna, a ținut strict postul și așteaptă cineva să-i aducă o bucățică de pască sfințită duminică dimineață. Pentru a-i ușura așteptarea, cei de la Asistența Socială Raională Cimișlia i-au adus un colet cu alimente, ulei, zahăr, conserve, paste făinoase. Bună ziua! Noi suntem azi, domnul Cicate, la Gintale în ospeție, cu un cadou în legătură cu sărbătorile de paște, la care vă dorim mult sănătate. Vă dorim să trăiți mult și bine. Am înțeles că anul ăsta am împlinit o vârstă frumoasă de 90 de ani. Și sănătate și înainte. Că mai n-ar trebui de amul. Dar de când ține minte, tot așa gospodăria se menține în stare frumușică, binișor. Dacă greu. E greu, nu? Dar greu. Asta este situația, la moment. Poftim, câte Valentina, sau de produsă. Mulțumesc. Fii sănătoasă. Carne de porc. Da. Scoate. Cum, ce părere aveți dumneavoastră despre ajutorul ăsta? E de bine, cum? De ajutor? Da. Mulțumesc frumos, vă mulțumesc. Da, cum? Da. Cum ați întâlnit Paștele anul ăsta, dumneavoastră? Stai să vie, că greu. Stai să vie, geamu. Da, văd că aveți iconițele, vă rugați aici pe loc, da? Da, pe unde mă aduc dacă eu nu pot ieși de o gradă? Așa se recomandă, acasă să fim. Da. Spuneți câte ceva despre dumneavoastră. Spune că aveți aproape câți ani? Cum? Dacă din 30. Cum? 90 de ani împlinești, 30 iunie. La 30 iunie? 30 iunie, da. La 30 iunie, 90. Cum vă spune? Cicate Valentina Miro. Spuneți-mi, vă rog, dacă țineți minte, cum se făcea Paștele când erați dumneavoastră mici, cum? Doamne. Cum? Vreau curios să vedem la casă și... Era frumos. Da, dar cum? Da... I-am uitat și că-și la anii ăștia. Zinaida Aramă, lucrător social, asistență socială. Am la îngrijire 8 bătrâni. Îi ajutăm. Mai bine și Costea. Îi ajutăm că sunt bătrâni singuratici, neputincioși. Da, păi. Ce înseamnă a ține postul? Că, mă rog, fiecare în felul lui înțelege. Ei, da, păi și nu mănânci de fărupt să postești, să faci fapte bune, să ia pe acum, asta e postul. Da. Dacă postești, postești cu tăti. Nu numai cu mâncarea, dar cu altele, cu alte bune, cu... E ca acum. Da, la biserică, când ultima dată ați fost? Nu țin minte că n-am fost. N-am fost de mult la biserică. E, nu poate, e greu, cu picioarele. Văd că aveți toiagul și de la ușă. Apoi așteaptă toiagul. Eu fără dânsul nu mă pot duși, ieși eu din casă. Da. Ei, dar ce să facem? Dacă am ajuns și n-am pe nimeni. Pe nimeni. Toți frații, surorile, părinții, umăriți, ce-i fac? Tăți umări și ieși. Am rămas singur pe drumul și am făcut bolile astea, m-am putut. Cum o să întâlniți Paștele ca alții? Mă rog, au un el sau altceva, dar dumneavoastră... Bă, da, plăși, mi-aș adus ea câte macaroane. Nielu, eu de carne nielnic nu mănânc. Nu. Ei, dar cum? Cum a dat Dumnezeu? Ia uite ce. Ce-i voie, Domnul? Cum așa așa? O lumânare a prins un par de gina să aveți sau... Ei, da, pui, de-am lumânarea trebuie. Poate ne-a sfințit care vă apucă de pască și... Da? Așa-i, băieți. Și candela e prins. Tot timpul arde. Da? Tot timpul candeluța nu stă la acasă. Nu, tare multe icoane. Dar și ea că acolo Maica Domnului este, Sfântul Gheorghe este,
Sfânt Pantelimonia, care e Sfântul Ion Botezătorul, Sfântul Nicolae. Cum să-i cunosc? Asta e tătă mângâierea ei. Da. Am șetit înainte, dar nu văd să șetesc. Mai spune. E tatăl nostru, cum să nu mai știi tatăl nostru, apuneam. E tatăl nostru, crezul și trebuie și bă. Da. Dar de-am dat anii ăștia, poate a dat Dumnezeu și a venit și la mine. Maica Domnului, mama. Dar aici n-am nici mahală, n-ai nimic. Aici s-a murit, din coașa m-a murit. Mm-hmm. Dar dincolo a murit, nu nimic. Tare e urât, stări să uit și ies armana pe fereastră, da, mai da. Vadă câte un om. Da, e greu. Da, dumneavoastră, cam de câte ori, cum veniți? Veniți odată în săptămână? Da, de două ori în săptămână venim, facem cumpărături, plătim serviciile. Acum și mai au ei nevoie. Dar văd că e curățel, e îngrijit, e așa, e gospodină. Da, e așa a fost o bătrânic toată viața ei și că acum la bătrâneț tot așa se menține, adică păstrează. Tot timpul când vin curat și cadeluța aprinsă. Da. Mai ajutăm și noi, mai facem. Singurătatea este cea mai grea povară, spune dumneiei. Prin mahala cam toți au petrecut. De citit, deja nu poate, mai ascultă radioul, dar vrea să vorbească cu cineva față în față. Numai că și la dânsa că e tare urât, singurătatea tare o apasă pe dânsa. Da, singurătatea o apasă. Dar până are și radio, unde e radio? E că este un radio aici. Are, da. Radio e radio, da. N-ai cu cine grăi radio, spune de-a lui, dar ia acum și crezi că... Dar mi-e gata pentru iarna viitoare și depășești 90 de ani. Eu-s gata, dar poate Dumnezeu știe. Ei, nu, tăi la timpul lui. Face gata asta. Da, bun. Mulți ani și toți cu sănătate, doamna Valentina Miron Cicate din orașul Cimișlia, care la 30 iulie 2020 veți se atinge frumoasa și onorabilă vârstă de 90 de ani. Până atunci, sărbători fericite și toate cele bune în viața dumneavoastră! În total, pe raionul Cimișlia s-au împărțit în sâmbăta Paștelui 1825 de colete cu alimente, inclusiv în orașul Cimișlia 540 de colete. Mihai Motroi, șeful Direcției Asistență Socială Raională Cimișlia. Sunt implicat în distribuirea pachetelor alimentare pentru populație, de asemenea, în tot raionul a fost repartizat 1825 de pachete alimentare pentru 1825 de beneficiari. În Cimișlia 543 de beneficiari. Ieri s-au organizat distribuirea în orășel pentru păturile sociale vulnerabile, pentru bătrâni singurați, pentru familii cu mulți copii și persoane cu nevoi speciale. Au fost distribuit înainte de sărbătorile de Sfintele Paște. Vreau să le mulțumesc și la consilieri care s-au implicat pentru distribuirea, fiindcă cu forțele proprii administrația locală clar că nu dovedea să le repartizeze, nu avem așa o capacitate. Astăzi, sâmbătă, am ieșit noi, lucrătorii și asistenții sociali, care am distribuit la beneficiari care sunt în serviciul nostru, care îi deservim noi zi de zi și distribuim pachetele alimentare. Pentru cei care îi servim noi în orășel, avem 50 de persoane și merge distribuirea în toi pentru persoanele date. Mm-hmm. Este special cu sărbătorile de Paște? Chestia asta s-a făcut nu numai special, e clar că a fost și o păscuță în pachetul alimentar, dar până la urmă este și cu situația creată în țară, pachetele alimentare este vor fi un bun sprijin pentru familiile care nu iese, care sunt în carantină, care nu pot iasă afară să duc să-și cumpere un zahăr, un ulei pentru alimentație și cât de cât este ceva similar, adică concubinat, în 2-1 se primește, dar
Cu regret avem numai 1825 de pachete, asta este la momentul actual. Ce o să fie pe urmă, o să vedem.